Bună ziua! Vă mulțumim că sunteți în număr atât de mare la un asemenea colegiu și mai ales că reprezentanța Andrei și Aguna. Nu o să vorbesc prea mult, doar vreau din partea organizatorilor să mulțumesc conducerii Colegiului Național Andrei și Aguna pentru că ne-au găzduit în această sală excepțională. Și lecția de astăzi va fi educație juridică pentru liceeni și invitat special este domnul judecător Cristi Dănileț, membru CSM. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Cristi și sunt un fost licean. La rândul meu astăzi am două fete, una care are 14 ani, va fi la liceu la anul, și una care are 17 ani, este în clasa 11. Mă preocupă foarte mult regulile și legile pe care voi, ca și tineri, trebuie să le respectați, care vă garantează drepturile și care vă arată ce obligații aveți. Și pentru că este o discuție despre drepturi și mai ales despre obligații, și pentru că atunci când încălcăm niște reguli, cineva are de suferit. Aș vrea pentru câteva secunde să ne ridicăm cu toții în picioare și să ținem un moment de reculegere pentru o colegă de-a voastră care astăzi este un înger. Vă mulțumesc! Să știți că am luat cunoștință cu durere despre faptul că un copil a fost accidentat pe trecere de pietoni de un șofer care probabil nu a respectat o regulă, dar asta urmează să se stabilească de către organele de justiție. De ce avem nevoie de reguli și de ce avem nevoie de legi? Tocmai ca cei mici copii să nu sufere și ca cei adulți să nu devină victime. Avem nevoie să respectăm regulile ca cei mici să nu moară, să nu se îmbolnăvească, să nu fie răniți, ca cei mai mari să nu fie violați, să nu fie tâlhăriți, să nu fie furați sau să nu fie omorâți. Din păcate, în România, în ultimii ani, numărul de dosare pe care colegii mei judecători le primesc spre soluționare, cu minori, a crescut. Poate că uneori nu știți regulile. Poate că alteori nu vă pasă de ele. Sunteți indiferenți. De aceea discuția de astăzi va porni de la o metodă pe care o practic cu colegii și anume interactivitate. Vreau să avem o discuție sinceră, nu eu să vorbesc, ci voi să întrebați și să vorbiți despre reguli și legi. Prima întrebare pe care vă adresez. Cine știe sau cine îmi poate spune care sunt regulile pe care le primim în familie, pe care trebuie să le respectăm în familie? Vă ascult. Nu avem reguli în familie? Acasă. Ce reguli trebuie să respectăm acasă? Ziceți. De exemplu, avem voie să deschidem ușa la orice necunoscut? Nu? Avem o regulă. Mai întâi ne uităm pe vizor ca să deschidem ușa. Avem voie să lăsăm lumina aprinsă la baie tot timpul? Zic și eu. Parcă nu, ha? Dar avem voie să deschidem gazul la aragaz și să uităm să-l aprindem cu bricheta? Nu, parcă nu avem voie. Sau să lăsăm apa deschisă tot timpul la chiuvetă? Dar nu e așa că există o regulă pe care părinții ne-o impun și anume să ne facem patul, să mâncăm tot din farfurii, să nu ne batem fratele sau sora, ori să nu cotrăbăim prin lucrurile părinților, să căutăm bănuți, să ne cumpărăm gumă. De ce avem nevoie de regulile astea? Sunt bune, sunt rele. De ce avem nevoie de reguli? Ia ziceți. Ziceți tare. De ce avem nevoie de reguli? Pentru a ne... Zic, tinere.
Așa, e cam mult, e cam filozofic spus, dar ai dreptate ce zici. Ca să ne integrăm în societate, ca să ne pregătim pentru societate. Dar hai să vedem dacă deschidem ușa la un necunoscut, ce se întâmplă. În cel mai bun caz, ne dă la o parte și fură lucrurile de casă, da? Dar în cel mai rău caz, suntem violați, omorâți, răpiți și vânduți. Bine? Ce se întâmplă dacă las aragazul deschis și gazul începe să se împrăște prin casă? Pericol de o explozie, nu-i așa? Ce se întâmplă dacă las chiuveta, mă rog, apa la chiuvetă curgând tot timpul? S-ar putea să pornesc cu o inundație, nu-i așa? Ce se întâmplă dacă îmi bat sora sau fratele? Mă simt eu mai bine, nu? Nu, cineva are de suferit. Și anume puștulică ăla care e mai mic ca mine, nu o să-l ocrotească nimeni, poate o să se ducă la părinți să mă părască, dar eu îi spun că dacă mă părăște o să mai iei odată, nu? Ce se întâmplă dacă încep să fur de la părinți lucruri? Mai întâi bănuți, apoi cine știe ce haine și în cele din urmă îi fur mașina ca să mă duc să fac o plimbare prin oraș, nu? Cu prieteni, fără să am permis de conducere. Ei, lucrurile astea sunt făcute, sau regulile astea sunt făcute, ca să ne ocrotească în primul rând pe noi, ca persoane, pe cei din jurul nostru, părinte sau frate, dar de asemenea și lucrurile din familie, nu așa, lucrurile din casă. Ei, tot astfel avem și reguli când ieșim pe stradă. Când am plecat din casă, mai întâi trebuie să ne îmbrăcăm. Deci prima regulă pe care o respectăm când ieșim pe stradă este să ne îmbrăcăm, da? După care avem o regulă când trebuie să traversăm strada, da? Care este? Cum traversăm strada? Pe unde? Pe zebră, pe trecerea de pietoni, așa, și dacă avem semafor, pe culoarea verde. Mm-hmm. Și dacă suntem șoferi, ne oprim la culoarea roșie. Dar este suficient ca eu, pieton, să respect regulile? De exemplu, eu trec pe zebră, pe culoarea verde a semaforului. Este suficient ca totul să fie în regulă, ca eu să fiu protejat? Oare nu trebuie și ceilalți să respecte regulile? Oare șoferii nu trebuie să respecte și ei regulile lor? Ce se întâmplă când cineva nu respectă o regulă? Un accident. Cineva își va pierde viața. Alți copii scapă cu viața din astfel de accidente, dar rămân imobilizați pe viață. Știți ce înseamnă să fii imobilizat pe viață? Să te miști toată viața într-un căruț, să trebuiască să ți se facă masaj tot timpul la picioare în fiecare zi pentru a nu putrezi carnea pe tine, pentru că sângele nu mai circulă pe acolo? Câtă suferință înseamnă asta pentru copil și pentru părinți? Dar avem și reguli în parc, când ne plimbăm în parc și ne scoatem un animăluț la plimbare, nu? Aveți animăluțe? Ce aveți? Broscuțe? Iepurași? Nu, avem și căței, avem și pisici. Nu e așa că ne scoatem căței la plimbare? Mâna sus, cine are cățel de aici? O treime, jumătate aproape. Care sunt regulile de plimbare a cățeilor pe stradă sau în parc? Ia să vedem. Trebuie să am o lesă. Da? Când scot cățelul, indiferent că e cățel mare sau cățel mic, am nevoie de o lesă. Apoi, dacă este un cățel care mușcă, am nevoie de o borniță. Apoi, vedeți că nu aveți voie să duceți animăluțele acestea cu mijloacele de transport în comun. Nu aveți voie să-l plimbați cu troleul, cu autobuzul, cu maxi-taxi. Iar în tren trebuie să plătiți un bilet și numai dacă este un animăluț mic, nu mare. Dar mai aveți o regulă. Nu aveți voie să duceți cățelul la locurile de joacă pentru copii. De ce oare? Ce se întâmplă? S-ar putea să muște un copil, nu-i așa? Mm-hmm. Sau s-ar putea ca acel cățel să își facă nevoile în nisipul în care vin copiii mici și se joacă, nu? Și copiii mici timp cu toții se joacă în nisip, după care bagă în guriță și după o zi sau două vedem că bebea nostru se îmbolnăvește și, Doamne ferește, moare. Dintr-o greșeală a cui? A noastră. Pentru că noi suntem responsabili de faptele animalelor noastre. Atenție mare! Dacă un animal mușcă un copil, cine răspunde animalul? Legea e făcută pentru oameni, nu pentru animale. Prin urmare, cine va răspunde? Stăpânul. Iar dacă stăpânul este minor, cine va răspunde pentru ce face minorul cu animăluțul său? Părinții. Așadar, întotdeauna, atunci când o faptă este comisă de către un copil, va suferi acel copil care va trebui sancționat,
va suferi un alt copilaș mai micuț, sau un adult, poate, poate să fie și un câine care mușcă un adult, așa, sau va suferi, vor suferi de asemenea părinții care vor trebui să răspundă și pentru faptele copiilor lor, cei agresivi, da? Dar și părinții victimei care o să trebuiască să se ducă cu copilul la spital și așa mai departe. Acum câțiva ani a fost în justiția română un caz cu o fetiță care la o oră la școală s-a jucat, la o oră de lucru manual, s-a jucat cu un foarfec și a scos ochiul unei alte fetițe. Vă dați seama că lucrul acesta este ireparabil. Nu poți să mergi la doctor decât pentru o operație ca să înlăture, dacă au mai rămas acolo ceva, obiecte care nu aveau voie, dar în rest, ochiul nu poate fi înlocuit. Ce se întâmplă într-o astfel de situație? Se deschide un dosar, se face o anchetă penală. Poliția, împreună cu procurorii, trebuie să stabilească cine e vinovat de săvârșirea acelei fapte. Și atunci, trebuie să fie audiată victima, trebuie să fie audiat acuzatul, suspectul nostru, trebuie chemat și părinții, dar și profesorul. Pentru că dacă are loc o faptă nelegală, comisă de către un minor sau asupra unui minor la școală, este chemat și profesorul întotdeauna la organele de poliție și de justiție. Și dacă cineva trebuie sancționat pentru fapta respectivă, numai judecătorul poate să aplice o sancțiune. Deci numai eu și colegii mei, care avem facultatea de drept făcută și care am învățat să aplicăm legea, numai noi putem aplica o sancțiune. De unde știm aceste sancțiuni? De unde știm cum este sancționat un furt sau o lovire, ori un omor, ori o distrugere? În această carte, numită Codul Penal, care este o lege foarte importantă, se scriu pedepsele pe care judecătorii sunt obligați să le aplice persoanelor găsite vinovate. Atenție, noi în România nu avem jurați. Nu suntem în filmele americane, nu avem jurați. Prin urmare, verdictele le dau înșiși judecătorii. Cum? Cum ajungem noi la concluzia că o persoană este vinovată de săvârșirea unei infracțiuni? Știți? În urma unui proces. Iar în acel proces, noi invităm toate persoanele implicate în săvârșirea infracțiunii sau care au auzit despre săvârșirea infracțiunii să stăm de vorbă cu ei, cu ele, cu persoanele, să vă uitați în cod. Pentru a afla adevărul. Deci, atenție, eu ca și judecător, ca judecător, nu mă pot pronunța doar din audierea victimei sau din audierea acuzatului. Am nevoie de probe. Știți câteva feluri de probe pe care le utilizează judecătorii? De exemplu, în cazul unei loviri. Cineva reclamă, am fost lovită. Uite ce vânătaie am pe față. M-a lovit colegul meu X. De unde știu eu, judecător, dacă este adevărat sau fals ceea ce spune colega? Te rog. Perfect. Am nevoie de un certificat medico-legal care să ateste leziunile pe care le are pe corpul său colega noastră, da? Dar atenție, certificatul îmi arată doar leziunile, nu și cine a lovit. Mai departe. Cum aflu adevărul? Eu ca și judecător. Optim? Cu martor, bravo. Deci voi lua colegii de la școală, sau poate că sunt profesori martori, care îmi vor spune ce s-a întâmplat, cum a avut altercația, da? Alte probe. Ce mai putem utiliza? De exemplu, dacă fapta a avut loc pe stradă sau într-un loc public, ori într-un mall, mai putem utiliza camerele de la vedere. Perfect. Poate cineva a făcut o fotografie, poate că cineva a făcut o filmare și atunci eu, ca judecător, voi putea lua acea înregistrare, acea poză, să mă uit să văd exact ce s-a întâmplat. Și desigur să nu uităm, voi sta de vorbă cu cele două persoane implicate, nu-i așa? Bun, și voi ajunge la următoarea concluzie. Într-adevăr, colega noastră a fost lovită de către un coleg de-al său. Dar colega noastră spune așa, domnule judecător, eu recunosc fapta. L-am lovit pe colegul meu, dar să știți că l-am lovit doar ca să mă apăr, pentru că el, fără niciun motiv, a început să mă agreseze. Și a intenționat să mă tărască într-un loc ascuns, umbros sau întunecos. Nu știu ce vrea să-mi facă, eram în pericol și atunci am vrut să mă apăr. Prin urmare, l-am lovit. Este adevărat, eu i-am produs acele leziuni. Vânătaia de la ochiul lui, mie mi-aparține. Putem noi să o sancționăm pe colega? Pe colega voastră? Nu. De ce? A fost în legitimă apărare. Perfect. Bravo. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că legea îți permite, în anumite împrejurări excepționale, să te aperi lovind agresorul. De ce? Pentru că tu ești în pericol. Iar atunci când suntem în pericol, avem dreptul să ne apărăm. Dar atenție, legea ne dă voie să-i salvăm și pe alții aflați în pericol, știați? Tot legitimă apărare se cheamă.
Dacă eu agresez o colegă de-a voastră și vine colegul vostru, el are voie să mă lovească ca să mă îndepărteze de colega voastră, de victimă. Tot legitimă apărare este. Dar cu o condiție. Să am o proporție între atac și apărare. Cu alte cuvinte, nu este suficient ca un coleg să mă agreseze verbal, tot formă de agresiune este asta, iar eu să o lovesc. Pentru că e diferență, nu? Între agresiunea verbală și agresiunea fizică. Sau, colega voastră să-mi dea o palmă și eu să scot o armă albă sau o armă de foc și să iau viața. Voi spune, sunt în legitimă apărare, m-am lovit, m-am apărat. Da, frate, dar nu poți să o faci omorându-o. Adică trebuie să existe o proporție între atac și apărare. Mai avem situații în care copiii care sunt loviți de către colegi de-ai lor, o încasează bine, după care se duc afară, îl așteaptă să iasă de la școală și lovesc și ei atunci când nu sunt atenți. Și o să spună, sunt în legitimă apărare, ați văzut, el m-a atacat acum o oră sau două, eu m-am pregătit, am mai făcut puțin karate, m-am antrenat, am venit la poartă și l-am așteptat, când a ieșit, pac, i-am dat una după cap, eram în legitimă apărare. Ce ziceți? E corect sau nu? Dar cum se cheamă fapta asta? Răzbunare, exact. Deci colegul nostru, în loc să apeleze la un adult sau la poliție să intervină, ce-a făcut? Și-a făcut singur dreptate. Țineți minte prima regulă pe care vă spun. Nimeni nu are voie să-și facă singur dreptate. Avem organele ale poliției și ale justiției care trebuie să aplice legea la cei care vă încalcă drepturile. În niciun caz nu putem noi să ne facem dreptate, pentru că atunci nu vom fi decât niște răzbunători, adică niște agresori mai răi decât cei care ne-au agresat pe noi prima dată. Reținem asta? În al doilea rând, să știți că legile, apropo, știți cine dă legile? În România, cine aprobă legi? Cine dă legile? De unde știm noi că trebuie să respectăm o lege? Codul penal, de exemplu, cine l-a aprobat? E o carte scrisă de cine? De o editură? Parlamentul, așa. Parlamentul, pe baza unui proiect dat de Ministerul Justiției, sau chiar de către parlamentari, deci Parlamentul a aprobat și aprobă toate legile din România. Știți că avem o lege a educației? Știți că avem o lege a justiției? Avem o lege a sănătății? Avem o lege a muncii? Fiecare domeniu este reglementat de către printr-o lege. Aceste legi nu sunt destinate doar pentru juriști, adică pentru cei cu pregătire în drept. Codul penal mi se adresează și mie, dar vi se adresează și vouă. În aceste coduri, fie că vorbesc de codul penal, de codul civil, de codul muncii, de codul silvic, de codul rutier, aceste legi trebuie respectate de fiecare dintre noi. Și a doua regulă pe care vreau să o învățați astăzi, să-l răsfuiți și te uiți, imediat o să răspund despre ce e vorba în codul civil. Aceste reguli pe care noi trebuie să le respectăm, nu putem să le invocăm niciodată că nu le cunoaștem. Deci a doua regulă pe care astăzi o învățăm cu toții este că nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Cu alte cuvinte, cu toții cei de aici trebuie să știți ce scrie în codul penal. Cu toți aveți peste 14 ani, așa-i? Știți că de la 14 ani în România un minor poate fi tras la răspundere? Adică îi se aplică o sancțiune penală dacă a încălcat o regulă din codul penal? Deci dacă a comis o infracțiune? Dacă un minor între 14 și 18 ani fură, îi se va face dosar penal. Dacă tâlhărește, ce înseamnă tâlhărie, știți? Așa, când îl lovește și ia bunul sau îl amenință. Vezi că te bate dacă nu-mi dai telefonul mobil și iau telefonul mobil, e tot tâlhărie, da? Deci, dacă comiteți o tâlhărie sau un furt, ori un omor, ori un viol, ori intrați în corespondența cuiva și o arătați celorlalți, adică îi violați secretul corespondenței, da? Atunci vi se va deschide un dosar penal dacă aveți între 14 și 18 ani. De unde știm noi ce fapte avem voie să comitem și care fapte sunt interzise de lege? De unde știm? Ați deschis careva codul penal până acum? Până astăzi? Nu. Dar el vi se aplică. Dacă ajungeți în fața mea vreodată, nu o să puteți să spuneți, domnul judecător Danileț, eu n-am deschis codul penal niciodată, nu știu ce scrie acolo, prin urmare n-am știut că n-am voie să dau în cap cuiva. Credeți că vă pot da circumstanțe? Credeți că vă pot absolvi de pedeapsă? Nu. De ce? Nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Iar de la 14 ani, noi v-am dat buletin. Așa e că toți aveți buletin? Păi de ce credeți că v-am dat buletin?
Să știm cum ne cheamă. Sau să ne uităm la poza noastră și să spunem ce nașpa am ieșit aici, o să mi-o schimb peste 4 ani. Nu de asta v-am dat buletin. V-am dat buletin ca să înțelegeți că statul vă consideră niște cetățeni care au drepturi și care au obligații. Și atunci când drepturile sunt încălcate, puteți apela la organele statului să vă apere. Până la 14 ani apelează doar părinții să vă apere la organele statului. De la 14 ani o puteți voi face însoțiți de către părinți. Iar de la 18 ani sunteți considerați adulți. În ziua când ați făcut majoratul, când ați sărbătorit majoratul, din ziua aia deveniți adulți. Prin urmare, dacă beți la majorat și urcați, vă urcați la volan băuți, tocmai ați comis o infracțiune. Așadar, Parlamentul nostru aprobă niște legi pe care noi trebuie să le respectăm. Nu ați deschis codul penal, dar cu siguranță știți ce scrie în el. Și cu siguranță respectați ce scrie în el. Pentru că dacă nu ați respectat dispozițiile din codul penal, noi astăzi nu ne-am fi întâlnit într-o sală festivă să discutăm despre reguli, ci ne-am fi întâlnit într-o sală de judecată să discutăm despre încălcarea regulilor și ce sancțiune vă așteaptă. Așadar, eu astăzi vă vorbesc ca un prieten mai mare sau un coleg al vostru mai mare, dar nu vă vorbesc în calitatea mea de judecător. Atunci ar fi trebuit să-mi iau o robă pe mine, să mă duc acolo la tribună, să am în față o Biblie și o cruce și să vorbesc cu voi și cu martori și să stabilesc cine e vinovat și cine nu e vinovat. Cu asta se ocupă judecătorii. Ei, regulile acestea așadar sunt făcute ca să fie respectate de toată lumea. Încălcarea lor este sancționată. Uneori, sancțiunile sunt mai ușoare. De exemplu, dacă traversăm culoarea roșie a semaforului și ne prinde un polițist, vom primi o amendă. Atâta tot. Nu o să ne bage nimeni la închisoare pentru așa ceva. Dar dacă mergem la volanul mașinii părintelui nostru, fără să avem permis de conducere, pe care oricum nu-l avem decât de la 18 ani în sus, sau dacă suntem băuți și urcăm la volan, atunci am comis o faptă mult mai gravă, prevăzută în acel cod penal și sancțiunea este închisoare. La închisoare, însă, atenție, nu ajung decât majorii. Asta e vestea bună. Minorii nu ajung la închisoare, știați? Nu ajung la închisoare. Dar îi trimitem în altă parte. Dacă faptele sunt mai ușoare, să zicem că o fura ceva de pe la părinții lui și părinții o decis să-i facă plângere sau de la o rudă. Sau a lovit un coleg, dar nu așa tare, doar l-o zgârea pe față, nu i-o lăsat nu știu ce alte urme mari, nu i-o rupt o mână, un picior. Acum, pentru o faptă de asta, nu o să trimitem copilul la școala de corecție. Dar o să spunem părinților că minorul nu mai are voie să iasă din casă câteva zile, e un fel de arest la domiciliu. Sau că copilul, dacă consumă droguri sau etnobotanice, îl trimitem la dezintoxicare, dacă e alcoolist, îl trimitem la dezalcoolizare, îl obligăm să meargă. Însă dacă minorul săvârșește o faptă mai rea, de exemplu, omoară un alt minor, și atenție, în România avem copii minori care omoară alți minori. Avem aproape 100 de minori anul trecut judecați pentru crimă în România. Pe acești minori îi considerăm periculoși, nu-i putem lăsa în familiile lor. Trebuie să-i luăm de acolo, să-i ducem. Unde-i ducem? Îi ducem în niște centre speciale de reeducare. Voi le-ați spus școală de corecție, nu mai poartă denumirea asta. Sunt niște centre speciale de detenție pentru minori, în care avem un program fix. Dimineața trezirea la ora 6, facem patul, mergem la duș, după care mergem la masă, pe urmă mergem la școală, avem obligatoriu oi acolo. Mergem la școală, după care avem alt program educativ sau de sport, după care ne uităm puțin la televizor, nu avem acces la Facebook, și părinții nu ne vin în vizită decât de foarte rar, pentru că sunt numai 3 centre de astea în România. Deci vă luăm de la Brașov și vă ducem la, cred că cel mai apropiat de aici este Târgu Mureș. Părinții nu pot să vină așa des la noi și pachete nu avem voie așa de des. Deci, practic, suntem izolați și supuși unui program educativ ca să ne îndreptăm. Uneori însă copiii care sunt extrem de violenți, extrem de agresivi, nu sunt îndreaptă. Și dacă atunci când sunt mici, comit niște fapte mai ușoare, că sunt mari când devin adulți, din păcate devin criminali periculoși. Așa se explică în România de ce avem mulți violatori, mulți tâlhari, mulți criminali, avem adulți care trafichează minori, știți ce înseamnă, da? Îi iau, îi răpesc sau îi aburesc, mai sunt și minori care sunt prostiți. Hai că mergi la noi cu muncă în străinătate, hai că mergi să dansezi la baruri și ne trezim cu ei că-și duci peste granițe, îți vânduți, îți băgați în rețele de prostituție sau sunt puși minori să
fie personaje în tot felul de filme nepotrivite vârstei, filme pornografice. Și apropo de asta, trebuie să știți cu toții că descărcarea sau vizualizarea de filme cu minori pornografice este infracțiune în România. Vă rog, atenție mare pe ce site-uri navigați și ce filmulețe descărcați în propriul vostru computer. Dacă găsim în computerul vostru sau a părinților filme cu minori, filme pornografice cu minori, va trebui să vi se deschidă dosar penal pentru așa ceva. Și vă paște o condamnare. Deci nu vă jucați cu asta. În al doilea rând, tot de utilizarea computerului. Poate că este drăguț să trimitem prietenului nostru o poză mai indecentă cu noi. Suntem fate, arătăm bine, vrem să arătăm și prietenul nostru. Poate și el vrea să facă același lucru. Însă, nu uitați când vă despărțiți de prieten că el tocmai a păstrat poza în computer și ca să se răzbune, o să arate și la alții. S-ar putea, dacă arătați bine, să nu vă deranjeze lucrul ăsta. Dar dacă o să vreți să deveniți judecător peste câțiva ani sau un politic peste câțiva ani și brusc o să apară poza aia în spațiu public, poate nu o să vă mai convină. S-ar putea să vă rănească sentimentele proprii, s-ar putea să vă afecteze imaginea, s-ar putea să vă distrugă viața de familie. Așadar, grijă mare la ce poze păstrăm în computer și cui anume dăm pozele din computerul nostru. În al doilea rând, folosim cu toții Facebook-ul, nu-i așa? Este cineva care nu folosește astăzi Facebook? Unu? Doi? Ce se întâmplă? Vă pedepsi părinții sau ce? Bun, majoritatea dintre noi au cont de Facebook și eu am și utilizez foarte mult pentru socializare. Și mulți din prietenii mei, să știți că sunt tineri și chiar m-am făcut acel grup pe internet pe Facebook, Educație Juridică, în care vă spuneam, discutăm tinerii cu copiii, cu elevii, despre drepturi și despre obligații. Ei, atunci când utilizăm Facebook-ul, trebuie să știți că există niște reguli foarte clare a cuvintelor pe care avem voie să le scriem sau nu avem voie să le scriem pe rețelele de socializare. Pentru că tot ceea ce facem noi pe Facebook este considerat a fi comis în public. Țineți minte, tot ceea ce scriem noi pe wall-ul, pe peretele Facebook-ului, a contului nostru de Facebook, este considerat loc public. Este considerat a fi comis în loc public. Prin urmare, grijă mare la cuvintele pe care le adresați. Nu aveți voie, pentru că legea interzice, scrie în codul civil, ăsta care a început să umble pe aici, pe rândul de mijloc, scrie în codul civil că nu avem voie să agresăm verbal oamenii, adică să insultăm sau să-i calumniem. A insulta o persoană înseamnă a o înjura. Ești prost, ești tâmpit, ești vacă. Astea sunt injurii. Astea înseamnă că rănesc sentimentul meu de onoare. Mă fac să mă simt prost, mă fac să mă rușinez. Cuvintele astea nu avem voie să le adresăm nimănui. Zilele trecute, un coleg de-al vostru, dintr-un alt județ, a fost sancționat de către un judecător pentru că a înjurat un profesor pe Facebook. Și a fost obligat, acel copil, împreună cu părinții săi, să plătească suma de 500 de lei profesorului insultat. Profesorul a avut o pretenție mai mare, la câteva mii de lei, dar judecătorul a apreciat că 500 de lei ar fi de ajuns. Credeți-mă că dacă astfel de fapte se vor mai comite în continuare și vor ajunge pe mesele judecătorilor, s-ar putea să nu găsim judecători atât de indulgenți și să oblige copiii cu părinții să plătească sume mult mai mari părinților. De unde plătesc părinții voștri banii ăștia? Din salariu, nu-i așa? Și dacă nu câștigă, ce facem? De unde luăm bani să dăm la profesorul înjurat? De unde? Ziceți. Bravo, poate să împrumută părinții. Și dacă n-au de unde? Le scoatem la vânzare bunurile. Vindem mașina, vindem televizorul, vindem casa, dacă dau un lesmonar, putem vinde chiar casa, ca să dăm bănuți la cel prejudiciat. Deci grijă mare asupra cuvintelor pe care le adresăm pe Facebook. De asemenea, pe Facebook uneori se mai adresează și alte cuvinte, se formulează niște acuzații. De exemplu, ești corupt. Este o acuzație gravă, nu mai spui ești prost. Asta te adresezi la inteligență. Când spui ești corupt, deja te refer la o faptă rea, ilegală, pe care eu aș fi comis-o. Sau ești pedofil. Sau spui că un profesor pune copiii să vină în genunchi la el ca să-i mărească nota cu un punct. Acuzațiile sunt foarte grave, sunt calomnii. Ce înseamnă calomnia? Fapte care îți afectează reputația. Să spui unui judecător sau unui polițist că este corupt, de exemplu, este foarte grav. Pentru că dacă ar fi real, eu ar trebui să fiu imediat dat afară din profesie și închis.
Acolo trebuie să ajungă corupție, la închisoare. La fel profesorii care abuzează și jignesc copiii și pun să vină în genunchi la ei. Dacă e adevărat lucrul ăsta, trebuie reclamație făcută la conducerea liceului pentru a se declanșa o procedură disciplinară împotriva profesorului. Acest lucru este interzis. Nu avem voie să umilim copiii. Copiii sunt partenerii noștri în actul de educație. După cum și profesorii sunt partenerii voștri în actul de educație și aveți datoria să le respectați autoritatea. Ei sunt aici la școală, cei care vă îndrumă să deveniți niște adulți bine pregătiți, bine educați, care să nu comiteți fapte rele și care, odată intrați în viață, să vă faceți rost de o profesie, de o muncă, de o activitate cinstită, onestă. Tot așa cum trebuie să respectați autoritatea polițiștilor pe stradă, nu să-i bați jocoriți, nu să râdeți de ei, pentru că sunt și ei foști liceeni, au făcut și ei o școală sau chiar o facultate, dacă sunt ofițeri de poliție, și au nevoie să își exercite autoritatea. După cum nu aveți voie să vă bateți joc, să râdeți, să ironizați, să calumniați judecătorii sau procurorii. Noi suntem persoane extrem de bine pregătite în respectarea legii și știm că uneori atunci când aplicăm legea oamenilor, oamenii sunt supărați. Cine este mulțumit că se duce la închisoare? Cine este mulțumit că trebuie să plătească o sumă de bani victimei? Nimeni, nu-i așa? Și atunci ce fac victimele, între ghilimele, ale magistraților? Se duc la televizor sau ies în presă și vorbesc urât despre magistrați, nu-i așa? Și atunci noi privitorii ne uităm și începem să râdem. Râdem de un judecător, râdem de familia judecătorului, râdem de un procuror și ne imaginăm că toți sunt corupți sau toți sunt manipulați sau noi suntem puși politic. Nu este adevărat. Noi funcțiile le câștigăm, le ocupăm doar în urma unui concurs la care ne prezentăm extrem de greu. Este un singur concurs pe an național în care vin 4.000 de candidați pe mai puțin de 200 de locuri. Și unii dintre noi care luăm acel concurs suntem foarte bine plătiți de stat, foarte bine plătiți de stat, ca să ne exercităm funcția fără să ținem seama că în fața noastră este un bogat sau un sărac, un adult sau un copil, o femeie sau un bărbat, un cetățean român sau un cetățean străin. Nu avem voie să discriminăm și nu avem voie să avem prejudecăți. Pentru noi toți oamenii sunt egali, iar legea trebuie aplicată în mod egal. Așadar, știți acel simbol al justiției cu zeița Temis, nu? Care într-o mână are balanța, da? Că trebuie să cântăresc între adevărat și fals, într-o mână am spada, adică ce spun eu obligatoriu trebuie executat, iar la ochi am o eșarfă, dar nu pentru că sunt orb. Da? Nu sunt orb. Ci nu trebuie să mă uit la cel din fața mea, ci doar la probele din dosar. Prin urmare, un judecător și un procuror trebuie să cunoască foarte bine legea și trebuie să cunoască foarte bine dosarul din fața lui, adică probele să le analizeze, ca să dea o soluție dreaptă. Un judecător este extrem de puternic în România, chiar și când greșește, el nu poate fi sancționat. Și atunci când un judecător dă o soluție eronată, partea nemulțumită poate să facă un apel, adică să conteste acea soluție. Dar nu va putea să tragă, să fie tras judecătorul la răspundere decât într-un singur caz, dacă este corupt. Dacă un judecător, Doamne ferește, primește bani pentru a da o anumită soluție, ce se întâmplă? Păi, în primul rând, cineva nevinovat probabil va scăpa, că de asta dă bani, nu? Ca să scape de închisoare. În al doilea rând, judecătorul însuși comite o infracțiune extrem de gravă de corupție. După cum la fel de grav este ca un profesor să primească bani pentru a da o notă mai mare. După cum la fel de grav este ca un medic să primească bani sau alte foloase pentru a opera o persoană. Aceste atribuții de a judeca, de a da note, de a opera, sunt scrise în fișa postului, sunt obligațiile noastre de serviciu. Noi deja suntem plătiți de stat pentru a ne face treaba bine. Nu mai trebuie să primim bani din afară. Și atenție mare, în România sunt sancționate atât persoanele care iau bani sau alte foloase, cât și persoanele care doar le pretind. Deci e suficient ca eu, ca judecător, să spun te costă 5.000 de euro ca să te salvez, eu deja am comis infracțiunea, chiar dacă n-am primit bani. Și vă mai spun un lucru. În România sunt sancționați și cei care dau bani, foloase sau care își vând propriul trup. Avem și situații de acest gen. Deci dacă prindem persoane că mituiesc judecătorii, procurorii, polițiștii, profesorii, medicii, orice alt funcționar de la primărie, prefectură, de la finanțe, va trebui să-i sancționăm penal
și pe aceștia din urmă, pe cei care dau mită. Și atenție mare! O persoană care este sancționată vreodată în viață va intra într-o bază de date care nu se șterge niciodată. Se numește cazier judiciar. În această bază de date, această bază de date ținută de către poliție, sunt scrise toate faptele noastre pentru care am fost sancționați vreodată în viață. Iar eu vă mai spun că mai există o altă bază de date operativă în care sunt scrise toate reclamațiile împotriva noastră. Astfel încât, atunci când vreți să deveniți judecători, procurori, polițiști, agenți în serviciile speciale, militari, trebuie să vă verificăm tot trecutul și dacă unii dintre noi au probleme, ei nu vor putea exercita acele funcții. Sunt funcții extrem de importante în care putem primi numai oamenii cu adevărat curați. Uneori însă, atunci când suntem mici, nici nu realizăm lucrurile astea. Și spunem, cine o să afle de fapta mea? Păi sunt mai multe modalități să aflăm de fapta dumneavoastră. De exemplu, dacă nu respectați regulile la școală și sunteți sancționați în vreun fel, să zicem cu reducerea notei la purtare, scăderea notei la purtare, sau cu, Doamne ferește, exmatricularea, când o să doriți să mergeți la facultate, dacă mai terminați vreodată liceul, va trebui să veniți cu o caracterizare, nu? Sau vreți să intrați în magistratură, vom cere o caracterizare a voastră, vă luăm toate notele din urmă. Dacă aveți nota scăzută la purtare, nu veți putea fi niciodată elev la vreo școală militară, la școală de poliție sau la seminarul teologic. Dacă aveți vreodată vreo infracțiune săvârșită în timpul minorității, s-ar putea să aveți dificultăți când terminați facultatea să vă angajați în justiție sau poliție. Deci grijă mare la faptele pe care le comitem. Regulile au apărut ca să fie respectate. Când unii dintre noi nu respectă regulile, se întâmplă să fim sancționați noi, dar și să sufere un rău alte persoane. Acum, una dintre regulile, cred că cele mai importante ale democrației, este posibilitatea noastră de a merge la vot. Acum, unii dintre voi fac 18 ani anul ăsta, așa-i? Sau deja au împlinit? Ei, cei care împlinesc 18 ani, trebuie să știți că au dreptul de a vota. Și este un lucru extraordinar să mergem la vot. Și nu sunt de acord deloc cu cei care spun, ei, n-avem cu cine vota, nu o să mergem la vot. Părinții voștri, de exemplu, frații voștri mai mari sau voi când veți împlini 18 ani. Să știți că nu este un lucru înțelept să nu mergeți la vot. Pentru că când voi nu mergeți, și voi care sunteți copii buni, ați învățat, veți deveni poate mulți dintre voi intelectuali, dacă voi nu știți să alegeți corect în viață și nu mergeți la vot, lăsați că merg la vot cei care primesc un mic șobere. Aia vor ști cu cine să voteze. Cu cei care le-au dat asta. Sunt unii care merg la vot și votează de mai multe ori pe mai multe buletine de vot. Au voie să facă lucrul ăsta? Nu este voie. Suntem o singură persoană înscrisă pe o singură listă electorală și votăm o singură dată. Sunt alții care votează în locul altora. Da? Nu merg eu la vot, dar merge altul și votează în numele meu. Asta este o altă infracțiune. Nu avem voie așadar, în domeniul votului, să votăm de mai multe ori pe mai multe buletine sau în locul altor persoane. Bine? Încercați așadar să respectați regulile peste tot unde mergeți. Când sunteți acasă, respectați regulile de acasă ca să fiți protejați. Când mergeți pe stradă, respectați regulile ca să aveți grijă, în primul rând, de corpul vostru, de integritatea voastră corporală, cât și de a celorlalți. Când sunteți la școală, încercați să respectați regulile de aici, pentru ca să puteți asimila informațiile date de către profesorii voștri, pentru că dacă sunteți neatent, și eu, de exemplu, o să vă întreb acum ce am spus ultimele cuvinte pe cele două domnișoare de acolo, ele probabil nu o să poată să vă răspundă. Probabil o să gândească, a venit unul să ne vorbească, am pierdut o oră, nu mă interesează că ce-a vorbit el, că eu știu mai bine decât el ce se întâmplă. Problema mea este că poate peste câțiva ani o să mă întâlnesc cu cele două domnișoare în sala mea. Nu știu ca victime sau ca autor, dar aș vrea ca eu să fiu în sala de judecată să protejez drepturile copiilor și a tinerilor și nu ca să sancționez pe cei care încalcă legile. Eu cred că este mai important să cunoaștem ce avem voie să facem și ce nu și să ne conformăm chiar dacă nu ne convine. Să știți că sunt multe reguli care nici mie nu-mi convin, de exemplu. Nu? Nu mă duc la locul meu de muncă și trebuie să-mi iau costum și cravată. Nu prea îmi convine. Mie îmi plac blugi, îmi plac maletele, îmi plac cămăștile înflorate. Nu. Dar n-am ce face, trebuie să respecte o regulă de conduită.
Mă duc într-o instituție care este apreciată, care răspunde de cariera judecătorilor și procurorilor, noi recrutăm magistrații, noi îi sancționăm în Consiliul Superior al Magistraturii și atunci trebuie să am o conduită adecvată. Da, de exemplu, mie îmi place să mă duc în cluburi să cânt karaoke. Îmi place, mă duc, cam o dată pe lună. Poate și de seară mă duc aici în Brașov, nu știu. Și credeți-mă, niciodată nu mă urc pe mese, nu mă dezbrac, nu arăt legitimația. Sunt Gigi Duru, dați-mi reducere la consumație. Sau să dansez pe masă, sau spun toată lumea afară, că acum cânt eu. Nu fac din asta. Sunt unii colegi de-a mei care folosesc, de exemplu, legitimația când sunt prinși de poliție, că au depășit viteza legală. Fac incorrect. Dacă îi prindem, îi sancționăm. Putem să-i și dăm afară de magistratură. N-avem voie să ne folosim funcția. Adică să abuzăm de ea. Mi-ar fi comod să scot legitimația, să spun polițistul, hai bă, mie îmi dai amendă, uite cine sunt eu. N-avem voie să facem lucrul ăsta. Pentru că oamenii atunci când sunt adulți și au multă putere, tind să abuzeze de ea. Tind să se comporte anormal, tocmai pentru că se gândesc, am așa de multă putere, nimeni nu mă trage la răspundere. Iată, ne uităm uneori la televizor și vedem că sunt oameni din înalte funcții ale statului care comit fapte foarte rele. Și care atunci când sunt trași la răspundere zic, a, au procurorii ceva cu noi, sau au judecătorii ăștia ceva cu noi, sunt puși de nu știu cine să ne condamne. Niciodată nu o să vină la televizor să spună, cetățenii lor care m-ați ales în această funcție, îmi pare rău, sunt un corupt, am furat din banii voștri. Mi se pare normal să vă dau banii înapoi și să fac închisoare. Nu o să întâlniți niciunul din asta. Dacă am întâlnit primul om care să facă lucrul ăsta, s-ar chema că este responsabil. Ce înseamnă responsabil? Ești capabil să-ți dai seama de faptele tale și de consecințele lor. Câți oameni sunt responsabili în România? Nu știu. Depinde de conștiința lor. Însă știu câți oameni răspund în România. Pentru că în fiecare an, în România, avem 3 milioane de dosare, așadar vreo 4 milioane și ceva de persoane implicate în dosare civile sau penale. Foarte mulți apelează la justiție. De ce vin oameni la justiție? Uneori le sunt încălcate drepturile, alteori încalcă ei drepturile altor persoane. Dar o societate în care oamenii se judecă așa de mult, înseamnă că avem o problemă cu educația. Înseamnă că oamenii nu își însușesc reguli de bază. Ori dacă avem o problemă cu educația, haideți să vedem unde să faci educație. Păi să faci educație în primul rând acasă. Să faci educație aici la școală. Facem noi educație în sălile de judecată. Dar să faci educație și pe stradă, între prieteni și pe rețelele de socializare. Grijă mare! Grijă mare! Ce prieteni ne facem? Atunci când suntem încurajați să fumăm iarbă, să consumăm alcool, grijă mare! Și sfatul meu este, învățați să spuneți nu. Un caracter adevărat puternic al oamenilor se formează în momentul când rezistăm la tentații. E foarte ușor să comiți rău. Avem o aplicare spre a comite rău. E mult mai ușor să dai în cap. Mult mai ușor să furi decât să muncești. E mult mai ușor să violezi decât să agăți o tipă, să o plimbi, să o dai cu barca, să-i cumperi flori, să devii prieteni iubiți, nu? Și apoi să-ți faci o familie. E mult mai ușor să o tragi în întuneric, mai ales dacă e mai slăbuță, și să-ți bagi joc de ea, nu? Sigur că da. A face rău e foarte ușor. A face bine se pare însă că e extrem de rău. Iar unii dintre colegii voștri, din păcate, aleg calea asta mai ușoară. Este ușor să faci bani vânzând droguri altora. De ce? Întâi vă dă gratuit, voi luați, consumați, vă simțiți euforici, mai vreți, dar a doua oară trebuie să plătiți. A treia oară prețul crește, a patra oară când ați devenit dependenți, deja nu mai aveți bani și atunci va trebui la rândul vostru să furați, să dați în cap, ca să aveți bani pentru a vă consuma droguri. În loc să vă luați bani pentru, nu știu, să faceți rost de bani pentru caiete sau pentru un laptop mai performant sau pentru un telefon cu mai multe drăcii pe el, o să aveți nevoie de bani ca să consumați tot felul de porcărioare care vă duc, vă îmbolnăvesc încetul cu încetul și în cele din urmă vă duc la dependență și poate pe unii dintre voi chiar la moarte. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun drogat. Ați zâmbit câțiva dintre voi, înțeleg că ați văzut. Eu am văzut în stări terminale un drogat. Cadavru ambulant, cam asta ar fi definiția. Cadavru ambulant. Cam așa ar fi. După cum am văzut și oameni bolnavi de cancer în urma fumatului intensiv.
Am văzut și așa ceva. Și grijă mare cu fumatul, de pe data de 16 martie în România, este interzis fumatul în locurile publice închise. Deci s-a terminat cu fumatul în pizzerii, în discoteci, în cluburi. Bănuiesc că în școală să știi că nu mai este voie de fumat de vreo 5-6 ani de zile, da? Nu avem voie să fumăm în toaleta școlii, în spatele școlii, în preajma școlii, în orice ține de circumferința școlii. Bine? După cum nu avem voie să fumăm nici în unitățile medicale. De asemenea, nici în instituțiile judiciare. Dar asta de câțiva ani. Acum însă, în orice loc public, nu va trebui să fumăm. De ce? O să-mi spuneți, da, mie îmi place, corpul meu, fac ce vreau cu el. Da, cu corpul tău poți să faci ce vrei. Problema este că mă afectează și pe mine, nefumător. Iar tu nu poți să faci ce vrei cu corpul meu. Cum nu poți să mă violezi, nu poți să mă tai, nu poți să mă omori, tot așa nu poți să mă îmbaci, să mă obligi să inhalez fumul tău. Prin urmare, treaba ta unde să te duci să fumezi, dar nu acolo unde sunt și nefumători. Asta înseamnă să respectăm oamenii. Și oamenii sunt diferiți. Unii sunt carnivori, alții sunt vegetariani. Unii sunt fumători, alții sunt nefumători. Unora le place sportul, alții mănâncă ciocolată și înghețată toată ziua. Nu? Unii sunteți mai înalți, alții sunteți mai mici. Unii mai blonzi, alții mai bruneți. Este treaba fiecăruia cum suntem. Nu putem să fim cu toții la fel. De ce? Suntem individualități. Iar ca indivizi, fiecare avem dreptul la protecția noastră, așa cum suntem. Voi aveți dreptul să-mi respectați imaginea mea, așa cum sunt eu. Că am eu ochelari, e treaba mea că am ochelari. Nu trebuie să mă faceți voi ochelarist sau ragaz cu patru ochiuri. Da? Faptul că sunt mai slăbuți, e treaba mea că sunt slăbuți. Nu mănânc carne. Da? Putea cineva dintre voi să mănânce foarte multă carne și înghețată și ciocolată să arate puțin mai durduleu. E treaba ei cum este. Sau treaba lui cum este. Nu înseamnă să râdem de ei. Dacă râdem, înseamnă că ne batem joc. În momentul când ne batem joc, este un fel de agresiune. Agresiunile verbale sau fizice sunt la fel de grave, dar pedepsite în mod diferit de către lege. Prin urmare, ceea ce vă îndrum eu este unul. Haideți să încercăm să respectăm legile, că de asta apar. De asta sunt date. Haideți să încercăm să respectăm pe cei din jurul nostru, fie că sunt colegi de-ai noștri, fie că sunt necunoscuți, fie că sunt profesori, fie că sunt magistrați sau polițiști, ori doctori, ori părinți, nu mai vorbesc de părinți. Haideți atunci când comitem încălcări ale legilor să ne asumăm acest lucru, să recunoaștem și să ajungem să ajutăm organele statului să afle adevărul, ca să fie tras la răspundere cel care a greșit. Și nota bene, dacă recunoașteți în fața unui judecător că ați greșit, judecătorul vă poate în anumite cazuri chiar ierta. Poate să se facă, să uite fapta pe care ați comis-o. Și în al patrulea rând, haideți să încercăm să fim cetățeni cinstiți. Haideți să încercăm să fim cetățeni care pot să constituie un exemplu pentru ceilalți. Pentru că nu uitați, acum când sunteți copii, voi, de fapt, vă întemeiați viitorul. Voi veți fi în viitor exact așa cum vă construiți voi viitorul. Acum, dacă veniți la școală e una, dacă chiuliți e altceva. Dacă veniți la școală și învățați e una, dacă veniți la școală doar ca să socializați e altceva. Dacă intrați pe internet să vă documentați cu privire la proiectele pe care voi trebuie să le faceți la școală sau să vă informați prietenii de programul vostru zilnic e una, dar ca să intrați pe internet, să spargeți parolele altora, să intrați în computerele altora, să spargeți site-uri de instituții pe care să le distrugeți, sau să faceți rost de bani în mod ilegal, spărgând nu știu ce conturi bancare, asta e altceva și vă va trebui sancționat. Deci grijă mare cum folosim cuvintele, grijă mare cum folosim tehnologia, grijă mare la ce fapte comitem în viața de zi cu zi, pentru a fi cetățeni onești. Eu vă mulțumesc că ați participat la această oră și vă invit să descărcați manualul de educație juridică pentru liceeni de pe site-ul educațiejuridică.ro, unde îl puteți accesa în mod gratuit, și vă invit de asemenea să intrăm pe Facebook într-un dialog continuu pe grupul de discuție Educație Juridică. Eu vă mulțumesc! Pentru că, doar o clipă, pentru că vă spuneam mai devreme de codul penal și regulile pe care le cuprind și vă spun că sunt vreo 400 de articole acolo, e greu să aveți acces la codul penal și să-l înțelegeți. Am alcătuit o broșură specială pentru voi,
se numește Unde lege nu-i tocmeală. Am făcut-o împreună cu colegii de la Poliția Capitale, astfel încât aveți posibilitatea, te rog să dai de mână-mână, aveți posibilitatea să cunoașteți principalele norme din codul penal, pe înțelesul vostru, dacă vreți, pe înțelesul tinerilor. Încă o dată mulțumesc, domnule director, apreciez în mod deosebit participarea dumneavoastră și a colegilor. Succes mult în tot ce faceți la școală!